Noi am avut această onoare să elaborăm în cadrul acestui grant propriu-zis strategie de țară privind implementarea proiectelor GEF, SGP pe teritoriul Republicii Moldova pentru următorii 4 ani de zile. Și bineînțeles că în cadrul acestui exercițiu am avut o ocazie fericită să lucrăm cu toate regiunile Moldovei, astfel încât să organizăm 6 întâlniri regionale, dar cel mai important este că am adunat în jur de 300 de persoane pe care le-am consultat și am lucrat cu peste 30 de focus grupuri pe diferite tematici, astfel încât să obținem un document robust, clar și ușor de implementat, în primul rând, de către beneficiarii acestui proiect. S-a discutat cu acești viitori beneficiari, peste 300, ideile, soluțiile care le văd pentru principalele probleme de mediu în Republica Moldova. Toate aceste soluții le-am grupat în 8 direcții strategice care urmează să fie oferite spre un concurs public în care fiecare organizație neguvernamentală, în special din teritoriul Republicii Moldova, să poată să vină, să acceseze aceste granturi pentru a contribui la soluționarea problemelor de mediu. Atunci când facem o activitate, foarte mult ne dorim continuitate. Iată din ce cauză, noi ca și elaboratorii acestei strategii, împreună cu toate aceste 30 de focus grupuri organizate în teritoriu, ne-am dorit, de exemplu, la un moment dat, să vedem după 4 ani de implementare, să evaluăm impactul acestor idei care au trecut prin filtrele de selecție în cadrul proiectelor și să putem să monitorizăm modul în care au fost aceste idei implementate, pe de altă parte, să vedem toate lucrurile pozitive care pot fi multiplicate și aplicate în alte parte pe teritoriul Moldovei și, de ce nu, acolo unde ideile nu au fost suficient de bine gândite, să vedem cum le putem îmbunătăți, astfel încât în viitoarea strategie pentru următorii 4 ani, să putem să o îmbunătățim.